eram mic, am visat să fiu rapper. Voiam să fiu rapper, pe la 16 ani. Și acum, recent, am scris o parodie. E un remake după piesa Probleme de Familie, celebra piesa lui La Familia. Am adus-o un pic în prezent, cu problemele de familie care sunt acum. Așa. Au plecat de la frustrările mele, pe care le-am și la stand-up, aceleași frustrări, de cum creștem copii. Acum am un copil, are 5 ani de zile, și cum creștem copiii ăsta. Că pare că n-am știut niciodată să-i creștem ca lumea și nici nu o să învățăm niciodată. Că noi ăștia care... Ăștia mai generația 80-90, știți care a fost parentingul nostru, nu? Da. Ne băteau. Asta era bătaie. Asta e. Noi eram atât obișnuiți. La table, să știu. Nu se spune la televizor că noi eram bătaie, când eram copii. Ba da, mă, că toți cei care sunt generația 80-90 au zis da acasă. Eram atât obișnuiți cu bătaia la mine în cartier, ne lăudam care și-au luat bătaie mai tare. Părea o șmecherie, așa, venea unul, bă, mi-a dat toată o palmă seară, bă, venea altul, ce palmă, mă, pe mine m-a bătut cu cură, omul, că lumea, mă, că eu-s puternic, mă, tata, e șmecher, mă, venea altul, ce cură, mă, pe mine m-a lovit cu furtună de la mașina spălat, mă, că lumea, s-a chinuit un pic, venea altul, ce furtună, pe mine m-a lovit cu mașina de spălat, direct, n-am mai scos niciun furtună, asta. Ce mașină de spălat, mă, pe mine m-a lovit cu mașina cu Dacia, efectiv, a dat peste mine, la mine. I-am învățat că bătaia ruptă din rai în școală. Bă, pe mine mă bătea profesorul de religie, să zic bună, pe mine. Asta a fost materie, gen. Și am plecat de la asta, asta a fost parentingul nostru, că de la asta m-am luat și cu piesa, că nu uit de piesă. De la asta m-am luat, cum erau probleme de familie atunci și cum sunt acum. Că am plecat din parentingul ăsta care nu era bun și am ajuns în parentingul de acum, care este, copilul este de porțelan, stai numai lângă el și dă-i tot, bă, tot, tot ce vrea. Sunt tații care sunt, dă-i mă, ce vrei, mă, ce vrei, mă, fiule? Crispy strips, muiați-ne înghețată, perfect, mă. Bagă în tine. Bă, ori, știți părinții ăștia care zic eu vreau copilul meu să aibă ce n-am avut eu, bă. Ce, diabet? Lasă-l un pic. Aici nu e cazul. Nu, nu, nu. Aici nu e cazul. Și sunt la polul opus, mămicile. Ăștia stați la polul opus în mămicile care sunt numai lângă el, bă, să nu-l scape 10 secunde din ochi, mă. Numai, mă duc la locul de joacă cu fiul meu, sunt mămicile acolo. Joacă-te aici, Victor, aș doar aici. 86 de secunde scrie la manualul de parenting, joacă-te aici. Asta e ea care se joacă cu mânuțele lui, el nu pune mâna pe lucruri, că sunt microbi acolo, Doamne ferește. Și nebună, am văzut-o pe o tipă, piesă, știu, am văzut-o pe o tipă, vă jur că e adevărat, l-a luat pe fisul, l-a pus pe tobogan și l-a dat ea ușor cu mâna așa. Doamne, câtă distracție, nebun? Parcă îl vedeam pe copilul ăla cum se bucură cu un cetinitor, așa, în reloare. Ce mă distrez! Și sunt și în siguranță! Nebună, nu le lasă, nebune, nu le lasă, bă, 10 secunde, 2 minute, bă, singure în locul de joacă copilul ăla. Doamne ferește dacă se descurcă sau ceva. Nu vrem asta de la viitoarea generație. A trebuit să fie obișnuite, mămicile. Uneori, nu e copilul lângă tine, e ok, în siguranță. Primul lucru, când naști un copil, ce se întâmplă? Vine o asistentă, ia copilul și pleacă un pic cu el, corect? Da. Ții minte, a născut soția mea, a venit o asistentă, a luat copilul, ne l-a arătat, l-a șters un pic, ne l-a arătat, ne-am uitat la el, ne-a întrebat, rămâne? Rămâne, îți dai seama că îl proba să-i venea bine. Și a plecat cu el să-l împacheteze sau ceva, nu știu. A venit peste 2 ore la noi, ne-a adus un copil. Ne-am bucurat. Nu știu dacă e al tău. Ăștia care au născut la spitalul de stat în România. Dai seama că se mai întâmplă vine asta. Dă-și mie copilul pentru familia Mocanu. Aia era pe TikTok, era nu știu care e ăsta. Aoleu, dar tu te ești... Dă-ne aia în spate mai bun. Dă că el le ducem unul frumos, că sunt simpatici amândoi. Vă jur, eu arăt așa, soția mea are părul negru și drept, fiul meu blond și creț. Și nu vreau să vă aud cu din alea, că ea cu cine l-a făcut. Nu, e atât de simpatic, bă, fiul meu. E frumos rău, e cu minte, e inteligent. E clar că nu seamănă cu mine. Ori seamănă cu măsa, ori nu e al nostru. Nu știu, e, dar e atât de bun, eu îl păstrez și dacă aflu că nu e al meu. Eu sunt sigur, eu sunt foarte sigur că undeva în București sunt doi părinți foarte dezamăgiți de copilul lor. Da.
Bună! Sunt mișto, bă, copii. Am zis că vă cânt o piesă. Da. Stai că-mi iau asta de rapper și cânt, să mă. Deci de aici și problemele de familie. Ia de-i. Vedem ce iese din asta. Mamă, rapper, ești nebun. Mocanul la 16 ani, ia uite, mâncați. Fii. E greu ca puștan și azi să reușești. Ai tăiau bani, dar nu sunt suficienți. Cereale, goale, doare. Când tăticul și-a luat FIFA cu banii de banane. Vine iar de la muncă târziu. Parcă și uita că are acasă un fiu. Țipete în fiecare seară. Așa e când părinții încă au o relație sexuală. Crezi că având bani o duci mai bine. Dar sunt mai multe camere goale în vile. Vezi cât un gras, nici nu zici că-i copil. Jucăria din mână e de la Happy Meal. Și ai vrea să-ți iei un merțean. Să te lauzi la tipe că ai și tu bani. Strânge din curs să n-ajungi să ai dacie. Astea-s probleme de familie, de clasă mijlocie. Ce bine. Știu, puștule, e greu și pentru tine. Ai, ai bani, ce să faci? Știu, pătai că tu nici nu mai ții minte de când erai mic. Bine, era acolo, dar tu erai cu ochii în telefon. El era cu ochii în telefon. Mă iau cu altul. Să tui să schimbe telefoane, puștii vor să-și ia mașini. Dar în România nu e ieftin să ai bășini. Nu-ți vine să crezi că tactul are Fiat. Mai bine ai afla că ești un Fiat. Surioara ta a terminat Spirul Haret. Și acum e antreprenor la videochat. Mama ta vine plină de vânătăi. Zice că a alunecat și probabil e adevărat. Că taică nu cred că o lovește. Că e un băiat foarte cum se cade, nu e violent niciodată. Asta nu-i dur nici când vrea ea să fie dur. Gen în dormitor sau... Mă rog, nu vreau să mă luat. Revin. Yeah. Viața unora e pe canapea la Netflix. Aduci bani acasă, dar cu fitul ai dat kicks. Ești actorul principal în rolul principal. Mai dai naibii de bani, fii acolo emoțional. Fitul are Jordan, ediție limitată. Tot ediție limitată, ești și altă tată. Poate ți-e greu și ție, frate, și tu și eu avem câte 17.000 de rate. Da, știu, e greu. Uneori trebuie să te mulțumești doar cu creveți în viața asta. Uneori trebuie să te mulțumești cu un concediu în Grecia că n-ai bani de Tenerife, frate. Sau de Mamaia, nu știu, stațiuni de-astea scumpe. E greu. Știu că înțelegeți. Uneori... Uneori se termină felul tău preferat de la All Inclusive. Și ai apucat să mănânci doar o porție. Acum chiar îmi vine să plâng. Iată mă, cânta la televizor. Alex, mie mi-a plăcut foarte tare numărul tău. Dar sunt curios ce părere au colegii mei. Să rămânem în primul rând. Pentru că foarte încântat în continuare că ești pe scenă. Andy? Cel mai dificil lucru pe care îl poți face lui Mocanu este să-i spui în față că îți place de el. Deci l-ai nenorocit în momentul ăla. Eu am făcut-o. Asta e, cu mâna mea. Deși acum cumva mă simt bine, nu știu de ce. Acum poate îmi place așa. Eu trebuie să recunosc că a fost o situație așa foarte haioasă pentru că ai intrat. Eu nu mi-am dat seama cine ești, dar pentru că ei au reacționat, am făcut și eu. M-am bucurat de reacția lor și am reacționat și eu la fel. Dar știi, după aceea nu mai pot să o joc. Îmi place sau nu-mi place, știi? Adică n-am râs forțat. Mi-a plăcut foarte mult momentul tău. Să știi că sunt foarte mulți părinți care s-au regăsit în orice ai spus. Dragoș? Da. Pot să spun doar că eu îți înțeleg poziția ingrată. Pentru că majoritatea celor care fac stand-up arată rău. Ori sunt mici, ori sunt mai grăsuți, ori sunt, se uită cruciși, ori au niște lentile de-ale atâta, ori se tund în ultimul hal, zici că sunt săraci ieșiți din pușcărie. Deci aproape toți care fac stand-up sunt niște specimene. Ce ți-am zis eu ție, mă, să nu vii să stai acasă? Tu stai
seama că tu te-ai bucurat când m-ai văzut? Bă, și... am încercat, că știam ce urmează. Dintr-o dată văd un om normal făcând stand-up. Acum este, vine partea bună. Este, e o chestie foarte ingrată. Adică un om normal într-o lume de oameni anormali vrea să facă comedie. Îți dai seama că pentru... Complimentul, vreau, văd complimente, dar complimentul tău a fost, bă, tu a râs normal. Te pune, complimentul lui Dragoș te-a pus foarte bine față de restul colegilor, da, din momentul ăsta. Da. Vrei să-ți povestesc, doar un minut durează, ce problemă am eu de fapt, ce am vorbit eu anul trecut la terapie, ai mei nu m-au bătut, când eram mic. Păi bune, juri, am aflat anul trecut că asta e o traumă. De ce? Pentru că toți copii, toți, eram singurul din tot cartierul și toată școala, care nu-și lua bătaie, singur. Și am crezut eu că nu mă iubesc ai mei. Jur? Eu mă gândeam, bă, de ce eu nu-mi iau bătaie? Poate mă iubesc și după aia am aflat că palmele se dau din dragoste și m-a distrus. A fost, nu mă iubesc. Una peste alta, să știi că am râs sincer. Și, într-adevăr, ai avut un număr foarte deștept, croșetat, frumos. E clar că ai gândit, muncit. Să rămână, mulțumesc. Eu l-apreciez foarte. Lovește-l și cu un vot ca să... Totuși, nu cred că este pentru emisiunea asta. Din partea mea, astăzi ai un nu. De la mine să știi că este un da. Răspunsul meu e da. Să rămână. Andy? Eu încerc să-l contrazic pe Dragoș, deci de la mine ai un bada. Dragoș? Din partea mea ai un da. Alex, ai 4 de da și ne vedem în etapa următoare, tot aici.